5 octombrie 2019, Hotel Intercontinental. Suntem împreună cu domnul avocat George Moloman. Domnul avocat, astăzi, 5 octombrie, s-au anunțat alegerile, rezultatul alegerilor pentru Consiliul Baroului București pentru funcția de decan. Sunteți de această dată membru plin al Consiliului Baroului București. Câteva gânduri la cald despre alegeri, despre alegerea dumneavoastră în cadrul Consiliului Baroului București? Da, așa este. Am fost ales consilier în cadrul Baroului București. Pe această cale doresc să mulțumesc tuturor celor care m-au votat. Bineînțeles, aș dori să mulțumesc și echipei ATSA, în frunte cu prietenul meu, Daniel Fenechiu, care, bineînțeles, m-au susținut. Este foarte adevărat că au fost niște alegeri mai, să zic așa, mai aprige, cu foarte multe discuții, mai ales în mediul online. Însă apreciez că trebuie să culegem tot ce a fost bun. Urmează 4 ani, o perioadă destul de grea, ne dorim anumite schimbări, dar trebuie să fim realiști, schimbările nu vin peste noapte. Cu pași mici, dar siguri, cred că putem face ceva bun pentru profesia de avocat. Care sunt ideile, proiectele cu care vine avocatul George Moloman în cadrul Consiliului Baroului București? Așa cum am arătat în campania electorală, ATSA, echipa ATSA are 12 puncte pe care dorește să le atingă. Nu știm dacă le vom, să zic, soluționa pe toate, dar cel puțin din perspectiva mea am să pun umărul și voi milita în primul rând pentru transparență, pentru o bună funcționare a serviciului de ajutor judiciar. Voi milita, bineînțeles, pentru o mai bună, să zic așa, comunicare cu instituțiile statului și mă refer aici în mod special cu Ministerul de Justiție, cu Ministerul Public și cu, evident, cu Înalta Curte de Casație. Voi milita, în primul rând, pentru o bună funcționare a Consiliului Baroului București. Evident că aceste lucruri nu le voi face singur, nu e posibil așa ceva, însă voi pune umărul ca lucrurile să se pună în mișcare și, evident, să facem ceea ce ne-am propus. Care sunt, din perspectiva dumneavoastră, problemele stringente ale avocaturii bucureștene astăzi? Sunt mai multe, așa cum, mă rog, am mai spus. Avem destul de multe probleme. Avem probleme, în primul rând, de comunicare, de transparență, de apărarea prestigiului profesiei de avocat. Avem probleme și la Casa de Asigurări, trebuie să recunoaștem. Aici mă refer strict la fondul de pensii, dar sunt alți avocați care se ocupă de acest lucru și pe care o să îi susțin cu toată tăria. În ceea ce privește, mă rog, punctele pe care noi vrem să le atingem în viitorul, să zic așa, apropiat, este pentru o comunicare între consilieri, să fim uniți și, evident, să susținem nu numai Baroul București, dar să susținem și UNBR-ul, pentru că numai la nivel central putem să facem lucrurile să se miște într-o direcție bună. Vă mulțumesc, domnule avocat, și vă doresc succes pentru acest mandat.